Pensionarii din municipiul Suceava pot deja să își prelungească valabilitatea abonamentelor TPL în baza cărora beneficiază de gratuitate la transportul public în comun timp de 3 luni. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a spus că în urma discuțiilor avute cu conducerea TPL, țin în cont de numărul mare de solicitanți, s-a stabilit că renoirea acestora se poate face chiar și cu 30 de zile înainte de expirarea abonamentului. Pentru a se evita formarea de cozi la începutul anului viitor, când expiră o mare parte din abonamentele de gratuitate, acordate, pensionarii au deja posibilitatea de a-și prelungi valabilitatea abonamentelor. În acest scop, pensionarii ce au domiciliul în municipiul Suceava se pot prezenta cu cardul de transport, un cupon de pensie valabil și un act de identitate la oricare din cele patru puncte de vânzare Opcini-Flori, Centru, Orizont și Gara Burdujeni în intervalul orar 7-17. Din cauza numărului foarte mare de solicitări, peste 11.000 de carduri de gratuitate eliberate în prima lună, la ghișee erau coz de 10 de persoane de dimineața până seara, chiar dacă programul de funcționare a fost prelungit și personalul suplimentat.